don't you call in the... Does it look good already? Okay. Eram în live. Bă, nu spuneți mă și voi că sunt în live. Era să înjur. Neața. Era să înjur și gheața și... Ia uite. Și viața și tot. Mă, ia uite mă, n-au băgat băieții ăștia în direct. Băi, dar chiar n-aveți și era voi să scot un o prostie de din buzunar. Nu vă arăt. Așa la prima ora dimineții nu ne lăsa și până. Am vrut să venim cu rolele, dar am gândit că poate stăm greșit, înțeles. Nu, eu mi-am uitat patinele nu acasă. Nu la tine că face ca naiba asta. Eu mă întreb dacă avem sunet. Că de cred obicei... Că da. Avem sunet? E ok? Bun. Stai așa două secunde. Ce cauți? Să aflăm dacă avem sunet. Păi noi mă lasă că facem microfonie. Uite pe ăsta o să ai sunet doar la materiale. E dezastru ce se întâmplă în oraș. Aveți grijă dacă vreți să plecați cu mașina deocamdată, că asta ne-a... Mă, ai o problemă cu telecomanda? Am păstrăit fără? Nu. Mi se lipește de mână. Ia frate un pămătuf, ajută-o pe... Mândrea la curățenie? Mândrea la curățenie, dacă ai tendința să ții ceva mână. Am văzut o mașină rotindu-se, băiatul a călcat frâna, evident că a avut niște surprize interesante. Mai trecea și un autobuz, venea din spate, era, da. era să obținem o știre. Mare grijă, da? Au aruncat băieții ceva pe șoselele importante. Da, vedeți, nu intrați, când veneam noi la... Mergi cu siguranță, știi pe asta, că o vezi că e apă, e topită, e ok, dar vedeți cum abordați intersecțiile când intrați pe astea adiacente, că e dezastru. Fuge de spate, dar n-are nicio problemă. Băi, pentru cine are tracțiune spate? Fuge de spate oricum, ce mai ai tracțiune. Tocmai am văzut o imagine foarte interesantă în această dimineață și chiar vreau să o împart cu dumneavoastră. Este vorba despre un angajat al firmei de ADP. Okay. În această dimineață se plimba frumos cu o găletușă roșie, da, și ai cu... Da, o tâmpenie, s-au pus aceea de nisip. Bun, poți apela și tu ca șofer dacă rămâi în pantă cu mașina să-ți arunci niște nisip la roșie. Bă, dar ai o tâmpenie aia, mă, au pus un sac de nisip, nici măcar nu le-a dat la astea o roabă, zic. O ceva cu rolele. Deci pleacă săraca femeie, care apropo, știi cât câștigă, am aflat în dimineața asta, 5,5 milioane și n-are liber. Adică sâmbătă, duminică lucrează tot. Ziua, noaptea. Da, e bine că are totuși carte de muncă. Și să chinuie asta cu găleata, cu nisip, cu sare, luat din saci și ci că trebuia să dea, nu mai zic intersecția, să nu localizeze, să-i facem probleme femei. Așa. Și trebuia să facă toată strada aia care are vreo un 500 kilometru. De metri. Așa. Care mă, aia de la un cap la altul are un kilometru cel puțin. Serios? Da. Pă bună, vă mulțumesc, pe un total și pe altul. Viață, dar ce să faci? Așa. Sărăcia e maximă. Da, ceea ce ne-a impresionat în toată sărăcia, în dimineața toată oboseala ei. Probabil că femeia era trează de foarte de dimineață ca să ajungă să împartă nisip cu sare pe trotuare. A ajutat o bătrânică, cobora niște trepte și, băi, au trecut, cred că, 5 persoane pe lângă. Noi eram în mașină, ne pregăteam să plecăm. Și această doamnă, pentru că nu pot să-i spun femeie, cu adevărat o doamnă, a ajutat acea bătrânică să coboare treptele care aveau puțin nisip. A lăsat găleata cu nisip, a lăsat treaba, a ajutat femeia. Foarte tare, foarte tare, de unde bunul simț îl găsești acolo unde nu te aștepți. Hai să trecem și să abordăm repede chestia asta care este relativ serioasă. Nu mai zicem de bac să nu enervăm pe nimeni. În 532, Imperiul Bizantin a început la Constantinopol răscoala Nica. Ea a fost reprimată de Belisarius, răsculații fiind masacrați în hipodrom. Un alt dezastru că a început să răsă învețe băieți. De 1158, Vladislav al II-lea devine rege al Boemiei. Este cel cu barbă, cu cască, așa. Mergem la 1600, împăratul Rudolf al II-lea primește solia lui Mihai Viteazu, condusă de banul Mihalcea, care cerea recunoașterea domnului Rămân ca principe al Transilvaniei. În 1753 apare prima idee de muzeu la modul absolut, British Museum, se inaugurează. În 1909, Congresul Partidului Național Liberal îl alege pe Ionel Ice Brătianu președinte. În 1922 este folosită pentru prima dată pe un pacient insulina în tratarea diabetului și aici, cam în această perioadă, începem și noi să ne afirmăm ca mari inventatori și mari șmecheri care suntem. Păi da, pentru că, pentru cine nu cunoaște, insulina a fost descoperită de un român. Mhm.
Mergem la 1923, Franța și Belgia ocupă zona Rhône-ului ca urmare a refuzului Germaniei de a plăti despăgubiri de război. Chestia care îi enervează foarte tare pe anumiți exponenți ai istoriei. Exact. Și de aici și nebunia. 1946 se proclamă Republica Albania. Iar în 1940 are loc premiera baletului Romeo și Julieta de Sergei Prokofiev. Mergem în 1952, se creează Comisia 1 pentru dezarmare în plină armare, știi? În 1958, Maurer este ales președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale. Erau câteva sute, 300, 400, câți erau? Mulți. Așa? Am ajuns la aceeași sumă peste 50 de ani. În 1962, erupția vulcanului Huasacaran în Peru... Deci 4.000 de... 4.000 de morți. Așa. În 63, în 1963, prima discotecă din lume se deschide. În Los Angeles se întâmplă povestea asta. Discoteca se numește... Chaya Go Go. Da? Nu putem spune. E ora, trebuie să punem... Bip. Da. Bip Go Go. 2002, la Guantanamo, asta fiind închisoarea, Guantanamo Bay. A? Mergem și noi la un bay. Unde mă, la Guantanamo? În Cuba. Au început să sosească primii prizonieri, membrii ai grupării teroriste, care este? Al-Qaeda. Făcurăm și asta. Am înțeles că sunt mari probleme pe DN5, cine vrea să plece spre București. Nu știu, avertizarea de cod galben pentru polei, pentru freezing rain. Da, a început la ora 5. Da, a fost evident că i-a luat pe toți pe nepregătite până s-a trezit nena să vină pe utila și pe agregat și e valabilă până la ora 9, dacă nu cumva s-a mai întâmplat ceva în ultimele 30 de minute. Probleme la adunații copăceni, am înțeles că sunt probleme, martirile nu pot urca rampa. Da, colegii noștri tocmai au sunat în această dimineață la cei de la circulație și spuneau că se circulă în condiții de iarnă și de polei, dar că nu ar fi probleme. Ne vom pregăti și noi în scurt timp să luăm câteva telefoane în direct, să vedem ce au de spus domnii responsabili cu traficul și... Da, cu... bine, să sperăm că nu s-a întâmplat nimic, vreo întâmplare întâmplătoare pe DN5-ul ăsta, că acolo e riscul maxim. Bun, ce facem, domnul Dan, mai departe, în frumoasă și interesantă emisiune care este? Frumoasa noastră emisiune din această dimineață, spunem și noi la mulți ani pentru o lună de emisie care s-a întâmplat ieri și am pregătit și un material de guț. O să sper că nu l-am luat pe George prin surprindere și era pregătit cu el, dacă nu, să-mi spui că trecem la dă-mi un like instant. Nu, eu zic... George, fă-ne un semn, ok? Eu zic... Bă, da, aveți echipă puternic. Și ne mai face, că avem de unde. Așa a fost la prima emisie TV Giurgiu. Emoție, bucurie și multe semnale pozitive de la telespectatori. De atunci a trecut o lună, iar TV Giurgiu se poate mândri cu o echipă redacțională de profesioniști care încearcă și sperăm că reușește să aducă pe micul ecran programe și emisiuni adresate întregii comunități. TV Giurgiu a venit ca o completare a cerințelor oamenilor într-o piață media în continuă dezvoltare. Talk show-uri, reportaje, cele mai importante și interesante știri, muzică populară din toate zonele țării. Toate acestea pot fi vizionate la TV Giurgiu. Postul nostru a intrat în casele dumneavoastră pe rețeaua NextGen, cu o grilă de programe ce crește de la o zi la alta, încercând să ofere emisiuni cât mai captivante și jurnale de știri pline de obiectivitate. La revedere, tabără dragă! La un moment dat, ni se părea, noi trei fiind, ni se părea cu totul ceva foarte, foarte ciudat. Ca la orice început, ne propunem să fim mai frumoși, mai deștepți, mai puternici. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în această seară în care vă invit să punem împreună punctul pe i. Sunt gata să urlu odată cu lupii pentru a scăpa cu viață, deci fac un compromis, dar chestia de a cotcodăci odată cu găinile mi se pare aiurea.
Deci toate astea le-a făcut acest jucător englez în 5 minute. Mi-am dorit mereu sufletului meu. Melodiile din această seară îi le dedic cu mare dragoste mamei mele, Florica. La mulți ani și sus paharul. De o anumită categorie de oameni, rețineți? TV Giurgiu este un proiect frumos, ambițios, generalist și de încredere, care se ridică frumos în media giurgiuveană, care își propune să devină lider în ceea ce privește realizarea și difuzarea de programe de interes local. Cred că trebuie să-i mulțumim neapărat lui George, pentru că are o mare inspirație, are un feeling ăla, știi, tehnic. Așa. Poți fi tehnic sau fi tehnic. Pro, B-tehnic, știi? Așa. El e categoria B-tehnic, știi? Așa. A primit niște bipuri de la Enel, Renel, ce o mai fi ăsta acum. I-a zăpăcit toată inteligența asta de utilaje MC agregate, softuri și alea. Și a făcut. A venit azi băiatul cal frumos, pac, pac, pac. Uite, pe asta nu știam. Pac, 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 pac. A învățat repede într-un minuțel. Bravo, George! Bravo! Felicite! Keep going! Keep walking! Da, hai, ne-am uitat și noi pe Facebook-ul pe care l-avem în dotare. Da, înainte să urăm și noi mult baftă și sport întregii echipe de la TV Giurgiu pentru la cât mai mulți ani, nu luni. Ce mă? Ce luni, mă? Care luni, mă? Ani. Luni uraniene, da, luni galactice. Luni galactice. Ne-am uitat pe Facebook în contul nostru pe care îl folosim, recunosc că e unul foarte rar. Dan, cred că nu i-a mai dat un open, nu mai știu când, George cel ține actualizat, e all-in-one-ul nostru, da? Promitem că ne vom implica mult mai tare jos. Am avut o inspirație în această dimineață, nu pot să spun unde am avut-o. Ba da, îmi închipui, la ibricul cu cafea. Da, aia pe care mă beau. Vom face o pagină cu Bună dimineața, George, iar acolo vom avea toate lucrurile de dispoziție. Cutat și de disputat împreună. Nu căutați pe Facebook, că nu există. Momentan nu, dar o vom crea în cursul zilei de astăzi. Și nu îi spune nici numele, că nu mai găsești disponibil. Ne-am uitat pe Facebook, ne-am uitat la prietenii care sunt pe contul de Facebook. Ne-am uitat în mod special la postarea lui Nicopană, colega noastră, care zice că a venit facturile la căldură pe noiembrie, din nou anomalii, dați un semn că vă simțiți nedreptățiți. Comentariile sunt în schimb foarte mișto, ca întotdeauna când am dat și eu arunci un comentariu cu o undiță. Abia acum a venit pentru luna noiembrie sau de fapt sunt pe decembrie? A venit deja pe decembrie? Bun, mergem mai departe. O altă fotografie interesantă, uite ce frumos, la Georgiana Chiran, primele clipe cu soare, spune hai, acesta, 1 ianuarie 2013. Aici scrie în franceză, te rog frumos că sunt paralel. Stai două secunde să găsesc poza. Basilic Sacré-Cœur. Unde e asta? Basilic Sacré-Cœur e în Paris. În Paris este? Uite ce frumos o stă. Dă-le, George, dă-le în față astea, că nu... Cred. Mutrele noastre contează mai puțin acum la dă-mi un like. Adu pozele în față, poți? Așa, poate. Lasă-le acolo, nu ne mai băga pe noi, că... Na. Apropo de nu ne mai băga pe noi, s-a uitat fiimea la Martina. Tati, să nu mai suflești mâinile, că pari un țăran. Bun, fata mea, altă problemă. Să ții spatele la drept, nu mai sta cocoșat, îmi zici mie tot timpul că stau cocoșată la calculator. Băi, nu mă da pe mine, ți-am zis. Și altă problemă mai ai cu mine, fata mea, dragă. Da, da, bărbierește-te. Mulțumesc. Eu mă bucur că nu am pe cineva care să-mi facă... Cu toate că sunt utile toate informațiile astea, mai ales că vin din partea celor pe piață, nu din cei care sunt lingăi. Mergem la Mihaela Cristina Rotaru, avem și de la ea o postare aici. Vine viscolul și gerul, a înghețat caloriferul. Las când vin facturile, vă găsesc căldurilii. Care este? Mergem și la Mihail Marius, e moda asta de a posta imagini cu maxime. Persoanelor destinate să se întâlnească se vor întâlni aparent întâmplător, dar exact când trebuie să se asta găsească. Este ca factura care vine întotdeauna la timp și te găsești acasă, băi, frate, incredibil. Hai mă să spunem și cine a făcut acest citat, Ralph Emerson. Da, mergem la Cristina Georgiana, o persoană care niciodată nu te lasă în pace, este acea persoană care te iubește cel mai mult, dar nu știe cum să arate asta. Cât de profundă e asta.
Vine și un banc, Georgiana. O replică, un comentariu. Florin Tanu zice așa: soțul ideal și soția ideală. Soția: dragul meu, du-te să bei berea aia că te așteaptă prietenii. Soțul: stai puțin, iubito, mai am de spălat vase. A? Pățiți astfel de evenimente prin casă? Mergem să vezi. La Ada Duța, cum era faza aia de azi? Fiecare îl ia pe al ei. Băi, asta e un joc pe care putem să-l încercăm și noi, ha? Când ne întâlnim la un chef. Fiecare îl ia pe al ei în brațe. Iar acum putem să facem puțin schimb. Cred că Ada are chef de ceva diversificare. Toată lumea se distrează, cercul ei de prieteni. Oancea Ania Carmen: femeie, nu contează cum te simți, ridică-te, îmbracă-te, zâmbește. Înfruntă viața, situațiile. Poate ești rănită, dar nu învinsă. Mergem la Missy Ela. Eu am ceva, ceea ce voi nici măcar nu puteți pretinde că aveți. Dragostea adevărată. Așa că mai bine v-ați da voi foc, iubitori de material. Mamă, cred că a supărat-o cineva. Da. Cred că bârfitoarele. Știi că presupun că puștai ca asta. Și poza asta e pusă așa. Luați de aici dușmancele mele să vă crape și anume capul. Eu cred că puștai ca nu are mai mult de 18-20 de ani, iar dacă la vârsta asta ea a descoperit dragostea adevărată... E bine, e bine, va avea o viață tumultoasă. Și să concluzionăm, sincer, una din cele mai tari poze pe care le-au postat prietenii noștri pe... Este Mihail Marius. Este indicat să folosești tot ce ai în dotare, da? Numai pe lângă faptul că poți scăra tot ce ai în frigider, făcând astfel economie la curent, dar poți folosi asta oricând drept masă, da? Sau stativ. Bun. Intrați, căutați-ne echipa.tv Giurgiu, ne găsiți pe Facebook, dați-ne aduri și noi vom fi mai mult decât pronți să vă dăm, să vă pârâm la tembelizor. Hai să dăm și noi un telefon în serior pe colegii noștri din regie să formeze la domnul Rizea, care se ocupă cu... Cu ce? Curățenia prin oraș. Bun, între timp, haideți să vă reamintesc că avertizarea care teoretic a expirat de 15 minute. Bine, dacă știți cumva că s-a prelungit, dacă s-a prelungit, o să rugăm pe colegii noștri să ne evident, anunțe. Evident, n-am găsit parola la net. Nici acum. Nici acum. Dar putem să ne conectăm la HP print laser jet ăsta. Bun, era o avertizare venită de la ANM. La ora 5 a fost dată instituțiilor abilitate să purceadă la anume treabă. Apoi, conform mecanismului ANM, este făcută publică ca să nu se panicheze cumva lumea înaintea instituției. Evident că n-a avut niciun rost. Toată țara este blocată. Mă rog, zonele care sunt vizate: Telormanul, Giurgiu, Călărașul, Ialomița, Ilfov, Bucureștiul, inclusiv autostrada 2 și drumurile naționale aferente. Dezastru au fost din câte am apucat să văd. Abordăm revista presei sau dăm un material fanii sau așteptăm telefonul? Nu știu. Hai să avem telefonul? Hai nu să abordăm revista presei. Okay. Abordăm revista presei. Un an de la protestele din piața Universității, dragilor. Cronologia evenimentelor și ce au obținut protestatarii. În această perioadă se împlinește un an de când în piața Universității din capitală a izbucnit una dintre cele mai importante mișcări de stradă din România post-decembristă. Am vrut să mă duc și eu, m-a oprit tot în neamul, a zis: ai nebunit. Bun. Bună dimineața. Ai dat mute la televizor cumva? Avem mute la toate televizoarele. Bun, ia-i sunetul. Bună dimineața. Da, deci momentan nu avem legătura făcută. Hai că mă duc eu acolo să-i ajut pe părinți. Ce mai bine. Alo. Așa, 9 și 20 de minute. Poftim? Vorbește cu mine de la telefon. Bun, avem telefonul direct, s-a rezolvat. Bună dimineața! Bună dimineața! Stimate domn, am înțeles de la colegul meu Dan că ați avut o discuție preliminară în care anticipam momentul pentru care vă mulțumim să fiți în direct alături de noi. Spuneți-ne, vă rugăm, au fost probleme deosebite în ceea ce privește zona noastră? Vă referiți strict la această dimineață sau la în această toată dimineață, această dimineață pentru că sezon? În această dimineață, pentru că am înțeles că aici ar fi, de fapt, punctul de maxim interes al Giurgiu Venilor. De acord. Este adevărat, s-a depus
de astăzi de dimineață un strat de polei destul de substanțial, strat pentru care am acționat în eliminarea lui cu material antiderapant. Avem în continuare utilajele, trei sărărițe care acționează cu sare și nisip și se ocupă de urgențele 1 și 2 conform planului de dezăpezire. Avem tractoare cu remorci care sunt încărcate la fel cu material antiderapant și oamenii care elimină din saci amplasate fiecare intersecție, pe fiecare trotuar, fiecare trecere pietoni, fiecare intrare în instituții, parcările din spatele blocurilor și așa mai departe. Sincer, asta discutam și cu colegul meu de emisiune în această dimineață. Am asistat la o imagine foarte frumoasă. Una dintre angajatele dumneavoastră lăsa munca, da, care era prioritară, evident, și ajuta persoanele în vârstă care se aflau în dificultate. Mi s-a părut o imagine pe care cu greu mai poți întâlni până ziua de astăzi. În ziua de astăzi. Felicitări pentru angajații dumneavoastră. Ne bucurăm că există în continuare spiritul civic și noi îl promovăm în societatea noastră și ne bucurăm că are și efect. Și efectul se vede în teren. În schimb, cu părere de rău, am mai asistat și la faze de genul mașinile din trafic clanxonau utilajele dumneavoastră pentru acele secunde în care utilajul nu are de ales și trebuie să blocheze câteva secunde intersecția. Asta, sigur, cred că nu e o chestie tot mai ok. Așa este, din păcate, nu pot fi toți mulțumiți. Este adevărat că oamenii din trafic, șoferii participanți la trafic, se simt oarecum lezați de aceste utilaje mai mari, care, sigur, se deplasează mult mai încet pentru a fi eficiente. Dar important este noi să ne facem treaba, efectele să se vadă. Nemulțumiți și nemulțumiri, sigur, vor exista în permanență. Da, atât timp cât o faci cu conștiință și cu sârguință, eu cred că este ok. Spuneți-ne, vă rog, dumneavoastră, sunteți în măsură să ne confirmați faptul că avertizarea ANM-ului ar fi expirat la ora 9 în această dimineață? Știți cumva, s-a mai modificat? Nu pot să vă confirm, nu știu. Mm-hmm. Deci nu mai plouă, din câte am observat. Îmi cer scuze, puteți să repetați? E bine că nu mai plouă și să sperăm că fenomenul ăsta se va stopa. Și mă rog să vă ajute măcar că aspectele naturale să scăpăm de această problemă. Ultima întrebare. Așa se pare, sperăm să rămână în continuare la fel. Puteți să ne spuneți și nouă, frumos, în această dimineață la ce oră ați început să trimiteți echipele în teren? La ora 6 oamenii erau, la ora 6 dimineață oamenii erau deja cu lopețile, să spun, băgate în sare și nisip. Felicitări, pentru că aflam din mass media națională că cel puțin la nivel de autoritate centrală CNADR-ul, da. Greșesc? Da. Deși avertizarea a fost lansată la ora 5 pentru acest polei, DN5-ul e blocat pentru că nu are cine să intervină. Felicitări, vă mulțumim frumos pentru timp și... Eu vă mulțumesc și oricând vă pot răspunde cu multă plăcere. Vă mulțumim mult și spor la treabă pe mai departe. Numai bine. Vă mulțumesc frumos, o zi bună. La fel. O zi bună tuturor ne dorim. Evident că o să așteptăm acum alt viscol serios, da. Să sperăm că... Na. A fost în direct alături de noi domnul Rizea George, directorul Urban firmei care este contractată de primărie pentru a se ocupa cu... bună desfășurare a traficului în Giurgiu, ca să spunem așa. Sunt probleme, oameni curățile. Angajați sunt relativ puțini, evident că o să rămână și străzi unde n-ai să poți să faci nimic, e absolut normal. Bine, sunt ulițe, ulicioare. Îți dorești să fie perfect totul, este imposibil. Iar este în acest moment noi lansăm o provocare, să spunem așa. Ia uimește. Toți telespectatorii noștri în această dimineață ar putea să ne sune și să ne spună dacă pe strada lor, pe trotuarul lor, fie că sunt din Giurgiu, fie că sunt din județ, să ne sune și să ne spună dacă la ei poleiul încă există pe trotuar, există pe șosele sau nu. Chiar sunt curios să văd dacă eficiența dă roade sau nu. Mă rog, păstrăzile adiacente mai greu. Deci 0346566941, ne sunați și discutăm împreună despre poleiul din Giurgiu, atât oraș cât și județ.
Înainte de a aborda prin telefon, revenind la revista presă, sunt câteva materiale interesante lansate astăzi. De exemplu, președintele CSM-ului, Oana Hăinală, vorbește despre scandalul fără precedent din magistratură. Alegerea mea a deranjat anumiți politicieni. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul Oana Schmidt Hăinală, a acordat în exclusivitate pentru evenimentul un interviu în care vorbește despre punctul fierbinte al actualității. Bătălia pentru controlul asupra justiției. Citiți detaliile în evenimentul zilei. De o altă veste bună, n-am apucat să abordez tot materialul, dar sună bine la prima citire. Creierele României vor să se întoarcă acasă. Întoarcerea în țara tinerilor români specializați în diverse domenii, în străinătate, a fost un subiect pus din nou în discuție cu ocazia premiilor acordate celor mai buni studenți ai noștri care studiază peste hotare. O problemă încă nerezolvată, remarcă Sebastian Burduja, fondatorul Ligii Studenților Români în Străinătate, bla 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 bla. Mai mult de 500 de studenți care învață în universități din Europa sau Statele Unite, ori chiar în Asia, au venit marți seară la Palatul Parlamentului cu ocazia celei de-a patra ediție a galei dedicate minților luminate. Oamenii ăștia studiază în domenii dintre cele mai diferite, în informatică, în arhitectură, în medicină, inginerie, geologie, arte frumoase și biologie. S-au dat și premii. Nouă tineri care s-au remarcat în specializarea lor în ultimul an, informează România Liberă. Găsești acolo detalii și sperăm că să găsim și o poză cu tine, dacă care vei lua este bacul. Regele asfaltului, omul de afaceri Dorinelu Umbrărescu, a fost prins în aeroport cu cartușe ascunse în bagaj. Da? Dorinelu Umbrărescu... Cartușe de ce? Păi nu știu, cartușe ascunse. Hai să vedem. Regele asfaltului s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins în aeroportul Bacău cu 15 cartușe de vânătoare dosite în bagaje. Sursele neoficiale susțin că omul de afaceri se ducea la vânătoare pe domeniul de la Balc în județul Bihor, deținut de Ion Țiriac. Citește că tușesc. Măi, dar tu, nu, cum să te urci în avion când știi că e atât de strictă povestea cu urcat un avion? N-ai voie cu lichid, n-ai voie cu alea, n-ai voie... Îți cartușe. Măi, omul... Cât să mă că scanează bagajul? Băi, frate... Dar nu înțeleg, dacă eu, regele asfaltului, n-a plecat cu avionul personal? Totuși... Nu, a plecat pe asfalt. Nu e asfaltul negru în toată țara, s-a dus pe șosea, cum să auzi. Bugetul pe 2013, un aspect care ne interesează foarte tare, cheltuielile sociale sunt în grafic, nu și cele de dezvoltare, zic ai noștri ca brazii. Șeful guvernului a ținut un discurs de o oră în care au căzut toți păsumese, încărcat cu numeroase date. Nici promisiunea că nu va ataca fosta guvernare, zic ăștia de prin papirusuri, nu a fost îndeplinită. Discursul s-a concentrat nu numai pe o prezentare a bugetului de stat pe 2013, s-a mai concentrat și pe un atac la fostele guvernări. Impozitul forfetar rămâne de luat în calcul pe partea de venituri, după cum rezultă dintr-un expozeu al ministrului finanțelor, Daniel Chițoiu, care l-a însoțit pe premier. Sunt detaliile în evenimentul zilei. A apărut o chestie interesantă, vine de la Uniunea Europeană, că ne-am săturat să vină toate porcările de propuneri de acolo. Salariul minim unic pentru toate țările din zona euro. Este o idee cel puțin ciudată. Luând salariul maxim minim din vârful unei țări din zona euro și să-l aplici, de exemplu, la România și Bulgaria, nu știu în ce măsură. Este vorba de prim-ministrul luxemburghez Jean-Claude Juncker, care a cerut guvernelor din zona euro să stabilească un salariu minim comun, consideră că acesta ar favoriza angajații din Uniunea Monetară, după ce guvernele din regiune au redus cheltuielile pentru a depăși criza datorilor. Noi zicem da, probabil că Merkel va nebunii. Da. Avem nevoie de o bază de drepturi sociale pentru angajați, drepturi sociale minime, inclusiv, desigur, un lucru esențial, un salariu minim obligatoriu în state membre ale zonei euro, spunea șeful ministrilor de la mama lui de acasă de acolo. În caz contrar, vom pierde sprijinul clasei muncitoare. Atenție, deja sunt conștienți că presiunea de la baza piramidei, da, oala, cu... fie cu fasole, fie cu legume fierte din Italia, fie cu, mai știu ce, paella din Spania, e presiune maximă și dacă zboară capacul la 5 țări de-astea simultan, alecus, salam. Salam. Revenim la Ponta, vă e drag de el? Nu. Hai să mai dăm una de el, că am înțeles că vă iubiți. Salarizarea bugetarilor, un nou sistem de salarizare bugetară raportat la sistemul de valori,
du, va fi elaborat în acest an, anunța aseară premierul Ponta. Anul acesta vom face un alt sistem de salarizare al câtelea. Nu știu dacă se poate strânge totul într-o lege normal. Dacă nu o facem anul ăsta, nu cred că o mai facem. Foarte tare. A? Plan de guvernare. Vreau într-adevăr să încercăm, nu o să reușim niciodată să fie toată lumea mulțumită, dar să așezăm puțin sistemul de salarizare cât de cât raportat la sistemul de valori, în sensul în care în continuare avem diferențe uriașe între cel mai mic salariu și cel mai mare salariu din zona bugetară, ceea ce este anormal, și în al doilea rând există diferențe foarte mari între diverse categorii bugetare. Este evident filozofia socialilor, da? Compactimentăm totul. Pachet. Linie. Liniuță, da? Inginerul se ia 3500 și muncitorul calificat 3400. Exact. Da? Cum era pe vremuri. Mergem în presa locală, te rog frumos să abordezi. Știri Giurgiu, ediția de astăzi a evenimentului zil, a găzduit o anchetă incendiară despre justiția din Giurgiu. În articol sunt prezentate relațiile dintre conducerea judecătoriei Giurgiu, Butoane, Sile Cămătaru, avocatul Dragoș Eugeniu și cercul de influență care gravitează în jurul acestor prieteni. Toate detaliile se află în articolul din evenimentul zilei. Giurgiu News, 10 zile de controle în trafic, mașinile cu probleme tehnice imobilizate, atenție că nu-i de glumă, dacă mai aveai nevoie de un stres pe drumurile patriei, în ianuarie, lună de full, da? All inclusive, e bine, ia de aici. Echipe mixte de polițiști rutieri și mecanici ai registrului auto român, adică fantasticul rar, vor verifica în trafic până pe 20 ianuarie starea tehnică a autovehicolelor, urmărind dacă acestea îndeplinesc condițiile tehnice pentru a putea circula pe drumurile publice. În dacă ai probleme grave pe sistemul de frânare, pe mai știu direcție și asta, îți imobilizează mașina. Atenție! Deci sunase un telefon, mă gândeam dacă sună în direct sau nu. Mergem în Giurgiu. 55 de familii tinere din Giurgiu s-au mutat miercuri în noua casă, în apartamentele de la Anele Chiria, și și-au primit cheile de la noile apartamente, situate în zona Obor. La inaugurare au fost prezenți viceprimarul Alexandru Vladu și administratorul public al primăriei Giurgiu, Emil Vucă. 55 de familii din Giurgiu au primit miercuri 9 ianuarie cheile de la noile apartamente din zona Obor. Este un material dezbătut și de TV Giurgiu atunci când acest subiect a fost fierbinte. Repet, materialele sunt luate din zona strict online. Opinia Giurgiu, la ei ajungem acum, locuințele repartizate, același subiect, în 3 blocuri, au 30 de apartamente cu 2 camere, 5 apartamente cu 3 camere și 20 de garsoniere. Construcția a început în 2010, administrația locală executând din fonduri proprii racordurile la utilități, căi de acces, parcările din zonă. Repet, este un material pe care l-am avutat și la TV Giurgiu, vorbind strict de materiale de actualitate pe mediul online local. În blocurile ANL până acum sunt repartizate 350 de locuințe, iar Alexandru Vladu precizează că până la sfârșitul acestui an se vor mai da în folosință 210 apartamente. Știți, construcțiile alea în fază de, nu știu în ce fază mai este acum, pe strada portului, asta spre Ștrand. Uh-huh. Da? Ne întoarcem la știri giurgiu.ro. Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu, Nae Dumitru, urmează să ocupe în perioada următoare un post important în cadrul Direcției Generale Sanitar Veterinare. Directorul de la Giurgiu are deja decizia de numire în funcția de director al Direcției de Sănătate, Bunăstare și Nutriție Animală din cadrul Ministerului Agriculturii. Îți dai seama cum câți bani faci dacă lucrezi la de-asta de făcut firme? Cum Doamne, dă-mi o instituție de asta. Cum e acum sună? Stai așa că îmi place Direcția de Sănătate. Direcția de Sănătate, Bunăstare și Nutriție Animală, din că păi trebuie să faci Benat, frate. Deci era cum am discutat noi cu departamentul de hârtie igienică. Da, da, corect. Da. Bun. S-au găsit posturi. Materiale video, domnul Dan, ați pregătit ceva interesant pentru frumoșii și inteligenții noștri ascultători? Un video. Îmi face semn de un telefon. Despre ce este vorba? Hai să vedem. Bună dimineața. Alo, bună dimineața, numele meu este Popescu Mircea. Bună dimineața, domnul Popescu. Aș vrea să vă spun și eu mai multe probleme. Am văzut că ați arătat și mai înainte pe domnul primar și să vine la papion. Dar nu ne creează mai multe lucruri de muncă. Să aducă, acum că avem un primar nou, să aducă investitori.
De asta au nevoie de Giurgiu. Da, să vorbiți puțin mai tare, vă rog. Hai, te-am comandat de la monitorul ăsta. Imediat, îmi cer scuze, dar chiar nu se aude foarte... Nu se aude foarte ok. Bun. Acum cred că mai omeni. Decât faza cu primarul. Alo, mă auziți? Da, vă auzim. Bun, hai, vă auzim și noi acum. Care era problema cu domnul primar? Vă aud foarte frumos, cum vă aud cu ecou. Da, din cauza televizorului. Haideți să facem altfel. Vorbiți că încercăm, noi vă auzim acum perfect. De ce nu faceți și dumneavoastră niște emisiuni, de exemplu, cu asociații de locatari? Nu știu, te mai umpleți grila aia de programe. Deci, Dan, te-ai jucat exact la ăla, firar el să fie de televizor, n-am înțeles absolut nimic. Decât grila de programe, am auzit atât. Deci haideți că ne înțelegem de nu se poate. Sau de foarte prost. Da, sunt conștient, vă spun că eu n-am înțeles absolut nimic. Deci, haideți să reluăm ideea, acum mă chinui să vă aud. De exemplu, să faceți niște emisiuni cu asociații de locatari. De ce mai au nevoie de locatarii, proprietarii, de aceste asociații de proprietari? Dacă proprietarii își plătesc necesitățile, apă, gunoi, etc., căldură, și le plătesc la instituții. Și acești administratori își iau banii care nu... Își iau niște salarii și niște salarii foarte, foarte mari. De exemplu, se oprește unui apartament salariile între 12 și 14 lei de apartament, care ajung administratorii să aibă niște salarii foarte de 10 milioane, 12 milioane, plus alte... Asta, și au un program foarte de 4 ore pe zi. Stimate domn, prin problema asta tocmai am trecut și eu pe scara mea care o am în dotare. Nu, în sensul ca locatar, da. S-au hotărât să cam renunțăm și la ăla general de apă, da. S-a renunțat și la termoficare, s-a renunțat la multe chestii. Am rămas singura problemă pe a femeii de serviciu și am înțeles că și asta poate fi rezolvată foarte ușor, câte 5, 6, 7 lei acolo, nu știu ce pretenție are femeia de serviciu. Și gata, problema. Okay, e o fază, mi se pare absolut ok și prin prisma administratorului. Întâi bănuțul și după aia facturile de achitat. E normal. Da. Domnule Popescu, dumneavoastră, locuiți în orașul Giurgiu sau în județ? În oraș. Aveți probleme pe stradă cu poleiul? Poftim? Aveți probleme cu poleiul pe stradă în această dimineață? Da, este foarte, foarte... Am văzut că faceți o emisiune acum legată de poleiul care este afară. Este jalnic. De patinaj artistic afară. Am înțeles. Păi să ne luăm, tragem niște șosetuțe peste bocanci și să prestăm niște frumos patine și număr artistic. Mulțumim frumos pentru telefonul dumneavoastră. Rămâne deschisă linia, acum putem să o zi bună perfect. Și vă mai așteptăm în direct alături de noi. Mulțumim colegilor din regie. Da, e greu acum, înțeleg ce înseamnă să fii în față și nu... În spate. Bun, domnul Dan, te-am întrebat un material video. Ce ne-ai pregătit video frumos și interesant despre... Despre o să vezi. Despre ce o să văd? Ia să vedem. We'll be right back.
mine spart. Ce faci, te joci de regie? Da, pentru că băieții anunțase că mai sunt 20 de secunde și am numărat 20. Da. Deci vă mișcați cam în ce băieți. O să avem o legătură cu poliția rutieră. Portător de cuvânt al poliției rutieră. Haideți să abordăm puțin partea asta de showbiz. A fost mare tantam pe televiziunile naționale pasără. Deci, ieri toată ziua, pe orice canal de... Nu toată ziua, pe la sfârșitul zilei. Da. Oriunde ai fi dat pe TV-ul, în direct, suntem în direct. Ia să vedem. Bună dimineața! Bună dimineața, numele meu este Florentin Chițu. Vreau să vă felicit pentru emisiunea pe care o aveți dintre cele 3 televiziuni locale. Este una în direct, live, calitatea bună de imagine și sper să nu vă stinge și voi repede, adică să fie o tradiție. Dimineața între 9 și 10, măcar să aveți și noi o emisiune din, hai să nu-i zic, Comuna Giurgiu, să-i zic orașul Giurgiu. Știți care partea frumoasă care a rămas la stadiul din primele 2 zile? Proiectul trebuia dezvoltat, dar ne găsim foarte greu. Da, și timp și spațiu. Evident că suntem cu telefoanele ambele în doi operatori telefonici diferiți și credeți-mă că să stai să vorbești despre o emisiune pe două abonamente diferite e cam greu la salariu. Nu e asta o problemă, dar oricum noi avem un proiect ce urmează să-l dezvoltăm într-un viitor foarte apropiat. Vom aduce... Mai sunteți alături de noi? Suntem. Da. Ok. Puteți să fiți convins de faptul că vom aduce rubrici noi interesante de interes public pentru asta, gata, vedem noi ce s-o va întâmpla. Vreți să, mulțumim. Vreți să adresați o anume întrebare? Știu că știu de la... Bine, de la subiect. Vom avea legătura cu poliția rutieră, dacă vă interesează, dacă sunteți șofer? Nu, vreau să vă spun legătură cu poleiul care este în municipiu. Șoseaua Alexandriei, pe anumite porțiuni nu se poate circula deloc. Deci până în zona Policlinicii Giurgiu, Parcul Elevilor și la Teatrul de Vară. Sunt bătrâni, sunt copii. Problema câinilor nici acum nu a fost rezolvată în mare parte. Sunt haite de câini seara, între 7 seara, 8 seara, de nu se poate, deci efectiv nu se poate circula pe stradă. Deși frică... Eu îmi cer scuze pentru gestul meu, uitați ăsta, da? Deci l-am rezolvat pe unul. Este dezastru, trebuie la un moment dat să ajung cu... Bine, nu se poate ajunge cu așa. Totuși printr-un cartier, 5 sunt. 5 sunt și am identificat pe masculul Alfa, care ăla are o prietenie deosebită cu mine, de câte ori mă vede, dă startul la toată gașca, știi? Am înțeles. Dar l-am prins, am reușit să-l prind. Pe polei cred că o să fie mai greu să fac fente de-astea. Ce vreau să vă întreb, când spuneați despre problemele de trafic în zona Alexandrei Policlinică, vă referați strict pe carosabil sau pe trotuar? Ca să știm să menționăm mai departe. Depinde fiecare cum... La un moment dat se circulă chiar și pe șosea, am observat. Cei bătrâni circulă pe lângă trotuar, deci efectiv nu pe trotuar. Acum, nu știu, autoritățile ar trebui să se implice puțin și la treaba asta. Sunt bătrâni, sunt, ce să mai zic, nu mai zic nimic. Și încă ceva aștept de la noul primar care l-am ales anul trecut, să vină în starea națiunii, ca să zic așa, să tragă linie și să spună clar ce s-a rezolvat cu locurile de muncă, ce s-a rezolvat cu parcuri, cu ceva social, să vină să arate și să spună, tată, până la ora asta, asta s-a rezolvat la noi. Eu pot să vă dau un răspuns? Adică ceva, nu știu. Văd că totul e ceva de genul, nu se știe, nu se vede. Adică să vină în fața națiunii și să spună clar Giurgiu Vector și ce are de gând să facă pe anul ăsta. Că văd că nu se vede nimic, nu se simte nimic. Zici că suntem undeva izolați toți într-o... Nu știu, nu mai am cuvinte ce să spun. Îmi pare rău că văd atâta tristețe ce văd în oraș, chiar și pe fețele oamenilor. Am înțeles că e situația care este criză în toată lumea. Dar la noi parcă e puțin mai apăsat. La noi parcă totul se duce la extrem. Aici e sămânța. Poate ne aude, poate ne vizionează. Nu știu, poate ne aude, poate, nu știu, poate îl sesizați dumneavoastră prin televiziunea TV Giurgiu. Cred că e internet și în Bali. Ori de la primărie să facă o conferință de presă și să spună oamenilor ce are de gând cu orașul ăsta, adică ceva mai concret. Nu știu dacă mă înțelegeți. Nu, noi v-am înțeles foarte bine. Am înțeles, pentru... aceeași problemă e și a noastră, evident. Ce să spun? Eu vă pot răspunde, asistam în partea cealaltă lângă colegii mei de regie, mă ocupam de sunet, era emisiunea colegei noastre, Mariana, da. Și am prins la un moment dat următoarea idee vis-a-vis de subiectul ăla foarte
acut locurile de muncă în Giurgiu, că deci începe și dezastrul orașului. Era o chestie foarte simplă spusă de un oficial de la primărie. Da, au fost tatonajele, da, bun, următorul pas. Au venit ăia mai mici de la firmele mari. Excelent, dacă au venit, înseamnă că suntem pe hartă, existăm. După ce au plecat ăștia mici, la vreo lună, au venit ăia mai șeful un picuț mai mare, știi? Și acum suntem la faza în care a venit și șeful mare și așteptăm cu interes finalizarea și anume a plimbărilor astea. Ultima concluzie și închei cu asta, vă spun sincer, sunt sătul să-i văd la cămeșile alea albe, la gealați pantofia de firmă, de unde Dumnezeu și eu lua, și când îi văd cu fețele alea cum apare în HD, în 3D, pe televizoare, că rezolvă, că nu rezolvă, că se face, vă spun sincer, nu știu, câteodată mă uit în jurul meu și când văd atâta amărăciune și oameni care de-abia se zbat pentru o bucată de pâine să trăiască în țara asta și când îi văd în BMW-urile alea decapotabile, că nu e decapotabil, că se duce și își fac concediile în Austria, în Viena, nu știu pe ce munți și pe nu știu unde, și când vine în România și când se aruncă așa o scârbă de-aia de... Păi vă dați seama că sunt întorpitiți și scârbiți. Vă spun sincer, câteodată mă uit la ei, nu vreau să zic altceva la televizor, că se uită multă lume. Vreau să zic cel mai bine peste și vă nevim. Puteți să ne auzim pe un telefon eventual, că am și eu niște dedicații, le aveți și pe dumneavoastră, cred că iese da, un material interesant. Nu, eu mă gândeam ca în Serbia, așa, de la, după ce a trecut războiul, să iau ceva așa și să încep ușor așa cu toți, ca în filmele alea. Haideți să fim pacifiști, încă mai sperăm că lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Trebuie să le dăm, să numește anul de miere. Toate ca toate să facă ceva, că lumea s-a cam săturat, s-a văzut, de 20 de ani noi n-avem infrastructură, de 20 de ani noi suntem în situația în care suntem și mai vorbim, mă rog, de vecinii noștri bulgari, de unguri și de cu cine vrem noi să ne comparăm. Mă rog, noi suntem... Oricum, concluzia este polei pe șosea Alexandriei și domn primar, dacă e tot așa de bun și primul gospodar al orașului, să vină în fața orașului și să spună clar ce are de anul ăsta și ce s-a făcut de când este primar până acum. Ce a rezolvat el? Ce cazuri sociale? Ce locuri de muncă a creat în oraș? Și, nu știu, să prezinte o stare a națiunii, să vină clar să spună oamenilor pentru ce a fost ales acolo și unde ni se duce până la urmă banii noștri. Ăia așa puțin care sunt, care tot îi iau în fiecare lună, pe toate taxele și impozitele astea. Am înțeles. Mulțumim frumos mulțumim pentru mult telefon. Rămâneți să ne mai auzim. Oricând doriți, apelați-ne în orice dimineață, dacă noi considerați că e un subiect destul de important să-l aducem în fața tuturor. Bun, am văzut culmea sărăciei și închidem subiectul ăsta ridicat de prietenul nostru, îmi permit să deja să plusez. Culmea sărăciei am văzut-o într-o bodegă de-asta de bodegă, într-o baracă de-asta de cartier, cumpăra ulei de floarea soarelui cu litra. Deci se vinde, a ajuns să se vândă la litră. Da, mă, e incredibil ce se întâmplă, nu știu. Hai să zicem că pe noi n-a fericit Dumnezeu că totuși ne mai... târâm sărăciile după o zi pe alta, așa că decât, dar să am stat la faza aia să cumperi uleiul cu sticluțe de alea, incredibil. Și cu un domn de la poliție, să vedem dacă mai avem timp. Hai să o luăm pe mândra asta, pe Andreea Marin, m-am întrebat mereu când se va pune stop acestei caburel numită cuplul Ștefan Bănică Junior și Andreea Marin. Ei bine, s-a întâmplat întâmplarea chiar aseară. Multă lume a fost surprinsă de momentul ales de Andreea Marin și Ștefan Bănică pentru a-și anunța despărțirea fiecare pe pagina de Facebook. Cei doi au anunțat după ora 21 faptul că separarea lor este de acum un fapt oficial. Realizatorul emisiunii Un Show Păcătos, Dan Capatos, a speculat asupra faptului că Ștefan și Andreea ar fi postat intenționat comunicatele la această oră pentru a fi cu puțin timp înainte de startul emisiunilor tabloide de seară. Deci dați-mi voie să vorbesc. Poate că spun o tâmpenie, că nu știu, n-am asistat în culisele producțiilor. Lucrurile au mai evoluat, că n-am mai avut eu tangențe cu poveștile astea de mass media naționale. Dar cred că aia a fost startul licitației. Da. Pentru costurile vis-a-vis de invitarea unui fost membru al acestui cuplu în vreun show. Scorurile, să știți că sunt destul de bune. Maximul, nici nu mai știu cine le ia, parcă Oana Zăvoranu pe 2.000-3.000 de euro. Asta mi se pare că a fost maximul. Îți dai seama cât ar putea costa o invitație pentru
Ok, acest și de la Oana Zăvoranu trecem la Mihaela Nu trecem Răbulescu. Nicăieri, trecem la numărul nostru de telefon. Noroc să trăiești, are la mulți ani colegul nostru de cameră. Da, bună dimineața! Este cu ton. Este cu ton. Mihaela Rădulescu, că evident astea n-au cum să nu fie legate. O altă pupăză. Cred că astea două sunt legate cu un cordon umbilical. Nu știu, asta ascultam un talk show și spunea că Andreea Marin l-a agățat pe Ștefan Bănică numai din ambiție. Păi nu, că știi care e cordonul umbilical? Între Andreea Marin și Mihaela Rădulescu. Fosta prezentatoare TV, Mihaela, fosta, de ce fosta? Mai are emisiunea aia? Nu mai are. No. Mihaela Rădulescu, cu cele trei mariaje eșuate. Da, trei au fost. Mamă, frate, deci undeva e o problemă. Nu au făcut-o să excludă o nouă căsătorie. Foarte tare. Într-un interviu pentru emisiunea Paparazzi, prezentată de Adelina Pestrițu la Canal D, Rădulească a vorbit despre planurile pentru 2013, dar a răspuns și întrebările legate de cel mai important bărbat din viața ei. Surprize. Care este telefon? Bună dimineața! Bună dimineața! Alo! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Cu cine stăm de vorbă? Alo, bună dimineața, cred că vă auzim, domnul Popescu? Da, bună dimineața. Bună dimineața, să trăiți. Domnul Popescu, cred că primul subiect pe care l-am putea aborda și cred că sunteți de acord cu mine ar fi legat de trafic. Nenorocit asta de situațiile. Nu v-am înțeles, aveți întreruperi. Ne cerem scuze pentru problemele astea tehnice. Sesizăm și noi că sunt niște probleme tehnice vis-a-vis de telefonie. Spuneți-ne, v-ați confruntat cu evenimente nedorite în trafic pe aceste trei ore de avertizare de polei? Deci în aceste trei ore de avertizare, având în vedere faptul că pe drumurile naționale și județene, odată cu căderea ploii s-a format polei, efectivele de poliție rutieră și cele de ordine publică fiind în teren au acționat prompt, prin aceea că în zonele unde s-a pus în pericol siguranța, se punea în pericol siguranța traficului rutier, s-a blocat imediat drumul, au intervenit cei de la administratorii drumului cu utilaje, am avut o mică problemă pe drumul național 5, problema referindu-se doar la blocaj din partea noastră, s-a acționat în 40 de minute, s-a putut pune mișcare circulația, deci la momentul când eu vorbesc cu dumneavoastră, nu mai avem probleme pe niciun drum, circulația se desfășoară normal. Mulțumim frumos. Mulțumim, deci în orașul să înțelegem că este acoperit, nu sunt probleme. Deci eu sunt, la momentul când discutați cu mine, sunt pe DN5, la Călugăreni vin către Giurgiu, am fost până la limită cu județul Ilfov, ce pe raza noastră de competență. În momentul ăsta nu sunt probleme cu privire la polei sau la vreun blocaj să existe pe vreun drum. Și un al doilea subiect și ultimul vă rugăm, dacă putem să-l abordăm, legat de evenimentele pe care le puneți pe rol până pe 20 ianuarie, această acțiune a poliției la nivel național vis-a-vis de verificările. Deci suntem un plan de acțiune la nivel național și implicit la nivel județean, mă refer de serviciu, pe linia verificării stării tehnice a vehiculelor în trafic, cu prioritate vor fi verificate vehiculele matriculate în alte state, dar nici celelalte categorii de vehicule nu vor fi omise. Vom acționa împreună cu specialiști din cadrul Registrului Auto Român. Ieri acțiunea a demarat începând de ieri. Ieri acțiunea a fost organizată pe DN6 în localitatea Ghimpați. Urmează astăzi să derulăm în municipiul Giurgiu și pe toate drumurile până la sfârșitul perioadei, așa cum e prevăzut acolo, respectiv după 10 până pe 20. Am înțeles. Mulțumim frumos și vă dorim o zi fără evenimente. O zi cât mai ușoară. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Să trăiți, bine, mulțumim frumos. Da, bun, am prins o chestie foarte, foarte importantă. Deci acțiunea asta acțiunea comună RAR și poliție rutieră vizează cu precădere, atenție, mașinile matriculate în alte state. Este, cred că, o acțiune îndreptată clar pe mașinile înmatriculate pe Bulgaria. Da. Pentru că, hai să fim serioși, un ITP ți-l faci foarte ușor, ți-l poți face și prin telefon. Și mulțumim, deci nu mă înjurați, pentru că hai să ne gândim în primul rând la viața lui care conduce o mașină de asta neverificată, nu știi ce e acolo. Da, ai cumpărat-o, o ai de 3 luni, ai matriculat-o pe Bulgaria, n-ai dus-o la un control ITP pe bune să vezi pe ce mergi,
Te trezești că într-o curbă, Doamne ferește, zboară roata, că habar n-aveai că e mâncată mașina. Și oricum mulțumim domnului Popescu pentru informațiile date. Noi când am venit de dimineață la studio știam că sunt ceva probleme pe DN5 în zona traficul Donetsk. Greu, da, se blocau, nu puteau utilurile să urce și probabil că atunci au blocat ei drumul și exact, de unde s-a instalat panica că nu se poate circula. Ok, deci puteți să mergeți liniștiți la București, cei care aveți drum, sau să veniți dinspre București fără nicio problemă. Mergem în showbiz. Stai să concluzionez, n-am apucat de Rădulească, ia fi atent declarație. Toată viața mi-am dorit o familie. Pe excelent, toată lumea își dorește o familie. Toată măcar viața. Un câine și un pisic mic cu un șoricel în gură. Fac și eu ca bunica. Încerc de câte ori îmi vine. Adică dacă îi vine de 30 de ori, de 30 o faci. Da, evident se referă la viața de familie. Măruță a luat-o la mișto pe Iulia Albu. Dacă ea și-a luat găină ca animal de companie, el și-a luat curcan. Uite, vezi, o rechizită și o producție bine pusă la punct te poate rezolva. Dorește cineva un mistreț? Îl prezentăm puțin pe aici și îl articulăm în fața televiziunii. Un porcușor de Guinea. Adică, da, și ne jucăm cu el. Ce anume? Nu mai avem timp de horoscop. Lasă că-s mai interesante astea. Toată lumea vrea horoscop. Cine a zis, mă, că vrea horoscop? Deci toată lumea se uită pentru horoscop. Bun, hai să dau repede pe asta. Deci a venit cu curcanul. Bine că, cred că n-am mâncat curcanul ăla, sincer, 3 zile ca să nu cumva să-i facă o glumă la Măruță în brațe. Îți dai seama dezastru ce sunt. Sau pe cred că... canapea lui. Bun. Simona Trașcă, o școlăriță obraznică și sexy. Avem poză cu ea? Da, evident că am luat-o eu. Voluptoasa sexy a urcat pe podium pentru a-și etala în cadrul show-ului Sexy School Girls. Simona Trașcă a fost îmbrăcată într-o uniformă provocatoare și a dansat pe melodia Down on My Knee. E tare și ăsta, Mihai de la 3 Sud-Est, este ultimul material. În muzica românească, ce face omul, face și maimuța. Bine zis. Adică, Bun, gata, haideți să dăm repede horoscopul. Renunțăm la ce materiale mai aveam. Concluzia este simplă, avizul ăsta, avertizarea ANM, hai să concluzionăm foarte pe scurt, a expirat la ora 9, cred că deja dacă temperatura se păstrează cu grade plus, scăpăm și de polei, sunt probleme, dar na, inerente. Unui astfel de fenomen, repet, freezing rain, mă, când am auzit asta, mână, zi mă, fată, polei, polei să numești. Polei care este? Bun. Bebec. Aveți mari șanse de reușită în toate activitățile legate de cămin și de afaceri. Partenerii de afaceri sunt de acord cu schimbările pe care le propuneți, dar ar fi bine să țineți cont de părerile lor. Gata? Deja? Da. Mă, wireless-ul tău e mai rapid ca mă. Care este, da? Taur, este posibil să aveți dificultăți pe plan sentimental din cauza stării de emotivitate care vă împiedică să vă exprimați deschis și clar. Nu evitați comunicarea. În relațiile cu prietenii, temperați-vă orgoliul. Gemeni, în cursul dimineții s-ar putea să fiți indispus din cauza unor neplăceri pe plan sentimental. Totul se rezolvă în scurt timp cu ajutorul unui prieten. După amiază sunteți decis să faceți modificări în cămin. Rac, da, bănuiesc. Starea de melancolie pe care o resimțiți se datorează problemelor sentimentale. Astăzi ar fi bine să vă ocupați de activități casnice. Iar mă, cu reparații în locuință, zugrăvit, mutat, mobilă. Hai mă, prieten. Adică reparații în locuință, zugrăvit, mutat, mobilă. Trecem la leu. În prima parte a zilei sunteți foarte emotivi și este posibil să aveți dificultăți de comunicare. Încercați să vă ordonați ideile, nu refuzați comunicarea. Dacă sunteți invitat la o petrecere, ar fi bine să nu vă eschivați. Fecioară, chiar dacă anturajul vă apreciază ideile originale, ar fi bine să țineți cont și de ideile lor. Astăzi nu este recomandabil să vă implicați în activități importante. Mergem la balanță. În prima parte a zilei s-ar putea să întâmpinați mici dificultăți în relațiile sentimentale. Puteți rezolva totul foarte ușor, cu calm și cu o vorbă bună. Chiar dacă situația financiară a familiei nu este tocmai bună, nu este cazul să vă îngrijorați. Banii vor veni la momentul oportun. Scorpion, dimineața s-ar putea să fiți cam confuz, nu răspundeți la provocările partenerului de viață. Dugunoiu, nu. Nu. Dacă reușiți să evitați o discuție aprinsă, ați spus-o. În scurt timp, situația se va îmbunătăți de la sine. Spre seară, o vizită la prieteni readuce armonia în relațiile parteneriale. A? Care frumos, este? Frumos. Vezi că dacă îmi tu mai mici mult foaia acolo, se aude tot în microfon. Și ce? Faci pastila praf. Săgetător, ar fi bine să acceptați ajutorul oferit de prieteni pentru că numai așa puteți rezolva tot ceea ce v-ați propus pentru astăzi. De unul singur nu aveți prea mare șansă de reușită. Sfaturile unui prieten mai în vârstă vă ajută să dezamorsați un conflict incipient în familie.
Special la Capricorn? Cred că minți, că la mine nu scrie așa. Ba da? Ba nu. Se pare că sunteți cam confuși și nu este... Capricorn. Capricorn, da. Și nu este recomandabil să luați decizii importante. De asemenea, amânați activitățile care necesită un efort intelectual deosebit. Trecem la vărsători. Sunteți hotărâți să demarați o activitate nouă. Organizați-vă cât mai bine și nu vă pierdeți timpul cu activități care nu sunt strict necesare. Este o zi favorabilă schimbărilor în cămin și drumuri scurte în interesul familiei. Trecem și la bești. La bești? La bești. La bești. Să zicem de bești. Ar fi bine să amânați întâlnirile de afaceri planificate. Măi, avionul meu a ieșit... Supersonic. Și cum să numea avionul la românesc, mă? Că l-au scos ăștia de a anula toate zborurile prin Europa. Alo, Ceaușescu. B11. Nu B, că ăla e Boeing. Nu mai știu. Dar de cu el. Mă, că avea un nume românesc. Mă, dacă zboară. Și nu i-au mai dat voie să aterizeze nicăieri în Europa, că avea zgomotul infernal. Ăsta e avionul românesc. Pești ar fi, bești, ar fi bine să amânați întâlnirile, dar mamă, scuze băieții de la sunet. Planificate pentru astăzi, s-ar putea să aveți dificultăți de comunicare, acordați mai multă atenție familiei. După amiază vă pregătiți pentru o călătorie în interesul familiei împreună cu partenerul de viață, adică care este... Familie. 10-3 minute, am fost, ne-am dus, ne vedem mâine dimineață. Nu, ne vedem luni dimineață, că azi e vineri. Pentru că vedeți și mâine dimineață, dacă nu ce faci acasă, venim cu acea. Ok, să aveți un weekend plăcut, scăpați repede de polei și ne vedem luni aici la TV Giurgiu, la Bună Dimineața, Giurgiu, la ora 9.